la domnule primar, bine v-am regăsit. Știm cu toții că a început anul 2018 sub auspicii nu foarte plăcute din punct de vedere financiar. Cum a început din punct de vedere al planurilor la Ion Creanga? Bună ziua dumneavoastră, bine ați venit în Comuna Ion Creanga din nou. Auspiciile astea financiare sunt și cum ți le creez. Practic, aproape niciodată nu putem spune că suntem mulțumiți de ceea ce avem, dar dacă căutăm să ne gospodărim cât de bine puținul la care avem, se pot face lucruri bune și cu puțin și cu mult. Anul trecut am încheiat anul financiar destul de bine, n-am rămas dator la nimeni, am plecat la un buget undeva de la 5 milioane de lei și am dublat bugetul, poate l-am și de două ori am depășit bugetul, prin atragere de noi fonduri. Am reușit și am făcut prima fază de primii 15 km de introducere a apă și canalizare și tot restul ce trebuie, depozit de apă, stații de ferizare, stații de epurare pentru întreaga comună. Anul ăsta am reușit, deja am semnat contractul de plată pentru investiții pentru extinderea apă și canal în toată comuna. Practic vom avea 45 de km de conductă de apă, 45 de km de conductă de canalizare. O comună, fiind o comună mărișoară, cu multe sate, s-a adunat. Avem construit baza de apă, depozitul de 600 de metri cubi, stația de epurare. Acum urmează să facem extinderea. Și urmează ca începând, asta, extinderea se face în cel mult 2 ani de zile. După aia oamenii să racordeze. Sper să înțeleagă, să ne racordăm și să intrăm cu dreptul în... Asta vreau să vă întreb, cum reacționează în populația toate aceste Noi toată documentația asta am făcut-o în baza niște cereri. Întâi am mers la fiecare om și l-am întrebat pe bază de cereri scrisă dacă dorește să racordeze. Mare majoritate, în proporție 90%, au spus că doresc să racordeze. Sperăm să țină de cuvânt și bar în proporție 60% să racordeze. Pentru că s-au schimbat total și stilul de viață la țară. Se apropie foarte mult de cel de la oraș. Sunt utilități asemănătoare, oamenii, circul, nu mai stau într-un loc, s-au schimbat tot. Și influența celor din diaspora? Influența celor din diaspora e foarte, foarte mare și foarte... Toată lumea când vine acasă, întâi își fac și utilitățile. Legat de infrastructură, de drumuri, de asfaltări, cum se întâmplă? Noi avem, pe teritoriul comunei Ion Creanga, sunt 44 de kilometri de străzi, uliți sătești, cum se spune la comună, și 25 km de drum județean. Drumul județean normal este asfaltat în totalitate. Suntem prins în axa asta Piatra Neamț, Mărgineni, Trifești, Horia, Ion Creanga, Icușești, Bacău și urmează ca 10 km din drumul județean 207 de să fie refăcut complet într-o de trecut de la categoria 4 la categoria 2 circulație. Iar pe interior, din cei 44 de kilometri, avem asfaltat undeva la 20 de kilometri. Prin moment am oprit asfaltările și construirile de șanțuri betonate lateral, pentru ca să terminăm de introdus apa și canal, pentru că nu merita să stricăm asfaltul care îl facem. Și cum în următorii 2 ani terminăm de introdus apa și canal și totodată vrem să introducem și gaz metan, suntem în faza avansată de proiectare și de obținerea vieții necesare pentru apă, pentru introducerea gaze naturale. După aceea să continuăm și cu asfaltările pe celelalte străzi. Dar la ora actuală, principalele străzi din Comuna Ion Creanga sunt asfaltate. Pentru anul 2017 avem undeva la 17-18 proiecte de făcut. Sunt destul de multe, dar sper să ne descurcăm. Cum spuneam, avem de extindere apă și canal pe aproape 25 de kilometri. Vrem să construim, să reabilităm, să construim o clădire veche de a cumpărată la Centrocop, să o facem într-un centru medical cu circa 3 cabinete pentru medici și familie, cabinet medic stomatolog, o primire de urgență, unde să asigurăm 24 de ore un asistent medical, pentru că sunt nevoi curente, o injecție, un vaccin, ceva curent de făcut, o temperatură și care nu necesită neapărat să ajungă la spital, se pot rezolva și la noi pe plan local. De asemenea, vrem să reabilităm o clădire în satul Ion Creanga, am construit un cămin cutrar nou, iar vechiul cămin vrem să transformăm într-un centru, într-o clădire administrativă aparținând în primărie, în care să mutăm poșta comunală, să facem o farmacie și alte utilități unde funcționează apia. De asemenea, vrem să
Terminăm anul ăsta prima fază de aprobări, SF-uri, avize, autorizare pentru gazul metan, un lucru foarte, foarte important. Avem deja la ora asta avizul de la, să ne racordăm la magistrala europeană, dar e foarte departe de noi și trebuie să facem o traversare subterană pe subsiret și foarte, foarte costisitoare. Și sperăm să obținem aviz, ne racordăm de la zone, de la nivel de comun avem mai multe sonde, în care sunt câteva sonde cu un debit foarte bun și evaluate pe un timp mai lung și s-ar putea să ne avoi să ne racordăm de la aceste zone și atunci o să fie mult mai ieftin toată investiția asta. Vrem să facem la nivel de căminul nou, să construim doi hidranți pentru ca să obținem autorizarea definitivă a ISU-ului, să fim în regulă în orice moment. De asemenea, avem o grajd la fostul CAP care vrem să-l transformăm într-o magazie care să aparțină comunii, pentru că e o comună mare și sunt tot felul de materiale, sunt tot felul de lucruri care să ai unde să le pui. Avem mașini de primărie să ai unde să le încazăm în condiții normale. Vrem să mai facem încă un studiu pentru să facem un depozit, un adăpost anterian, pentru că e necesar în condițiile actuale. De asemenea, vrem să facem avem alocat o anumită sumă de bani, să facem un centru de asistență socială, pentru că pare paradoxal, dar sunt multe familii care, în anumite perioade, se întâmplă, e focasa, o inundație, o ceartă într-o familie. Să avem o cameră acolo unde să le asigurăm. Asta e idee foarte bună. Pentru o săptămână, pentru o lună, pentru un timp scurt, unde se poate să stea. Sau poate întâmpla o calamitate naturală, să ai ceva unde să intervii la prima mână. Și vrem să facem de sub să fie depozitul anterior și deasupra să fie centrul ăsta social. Dar aveți spațiu deja în care să construiți? Da, avem pregătit toate spațiile astea. Ne-am propus să cumpărăm 2 km de parazapez pentru avem drumul cu probleme care e constant la din izvor până în Averești. Am făcut o perdea de salcâm, e bunișoară, oprește o anumită cantitate de zăpadă, dar vrem să mai înamonte pe 30 metri să mai punem și un gard de asta de parazapez ca să nu mai avem probleme iarna. Oricum, față de ce era acum câțiva ani, acum să circulă normal și în mod curent pe acest drum. Am făcut o intabulare a tuturor terenurilor care le are primăria în extravilan, pentru ca să știe odată pentru totdeauna ce e proprietate publică și ce e proprietate privată a primăriei, să știe ce e proprietate privată a cetățenilor, să nu mai fie discuții. Că apropo de asta, primăria poate pune la dispoziția, nu știu, tinerilor căsătoriți sau celor care doresc să se întoarcă din străinătate în comună, le poate pune la dispoziția? Spre regretul nostru, nu avem rezervi teren. Gândirea care a fost după Revoluție nu a fost o gândire ca să oprească niște pământ și erau posibilități pentru că au fost mult pământ boieresc. Am pierdut, Comuna Ion Creanga, am pierdut undeva la 200 de hectare teren care au rămas pe alte comune, conform legii că ne-au prins în perimetrul comun, CAP-ului respectiv, restul a rămas la vecini. Și noi am pierdut pe tema asta 200 hectare. Și nu avem nimic rezerv de teren la ora. Tot terenul este proprietate privată a oamenilor sau ce mai este pășunea primăriei. Da. Deci nu se poate. Nu sunt posibilități. Deci, spuneam, am intabulat pășunea primăriei. Acum intabulăm toate clădirile din Travilan care aparțau școlii, tot ce aparține primăriei și domeniul public și privat a primăriei și vrem să intabulăm și drumurile noastre, ca să clarificăm odată pentru totdeauna cât e distanța de la garș până la șanț, cât e așa, pentru că foarte multă lume își reface gardă, își construie ceva nou și toți au tendința să vină cu o jumătate de metru cu metru spre drum. Nu se gândește că drumul ăla trebuie să rămână să circulă și ei și copiii copilor lor pe acolo. Așa e o tendință generală și vrem să intabulăm drumurile astea. Așa, și în paralel cu treaba asta, după aia să continuăm cu intabularea extravilanului pentru toți cetățenii. Sperăm ca în 2-3 ani de zile și cu ajutorul statului și cu ajutorul nostru, după aia să recuperăm parte din banii ăștia de la proprietarii adevărați, să reușim să intabulăm toată comuna ca să știe odată o evidență clară fiecare bucățică de pământ, cu ea aparține și ce cu ea, că sunt multe discuții de la genul ăsta și
Da, și în momentul ăsta o să știți, o să știe și proprietarii exact unde ar merit să termină proprietatea. Da, niște termină proprietatea lor, da. Cum o să faceți cu cei care au făcut deja schimbările astea de care ziceți dumneavoastră, că unii au ieșit cu jumătate? Până la urmă le-au făcut pe rău, cum se spune. Acolo unde au greșit, o să își modifice, pentru că noi nu putem renunța la cei private publici și cei private a primăriei și trebuie să ne gândim și pentru viitor. Și pentru viitor, vedeți câte mașini sunt acum și trebuie să asigurăm exact să poată circula fiecare. Da. Dintre toate proiectele astea pe care le-ați enumerat, pe care le-ați considera primordiale, principale, numărul unu, urgente? Proiectul numărul unu e extinderea apă canal și terminarea și pune în funcțiune. Al doilea proiect e introducerea de gaz metan. Este un lucru foarte important și sperăm să reușim, pentru că dacă reușim aceste două lucruri, avem toate utilitățile necesare, exact ce există la oraș, există și la noi la nivel de comun. Avem asfalt, avem șant betonat, avem apă, avem canal, deci avem curent electric. Ce operator v-ați... v-ați decis? N-am, cu apă canal... Toată lumea merge cu apa servă de la nivel de județul Neam și de Roma. O parte din comunele limitrofe Iașul merg cu Iașul și se spune că sunt mai operativ și mai... De asta, vedem în vara asta cu cine decidem să mergem în continuare. Pentru că noi nu putem asigura funcționarea, trebuie făcută o unitate separată, asigurate anumite condiții și nu e lucru de glumă, nu te poți juca cu apa potabilă. Să trecem puțin la, nu știu, un fel de evidență a populației. Cam câți locuitori sunt în... Comuna Ion Creanga are undeva la 5886 de locuitori și spre bucuria noastră este în creștere. Este în creștere. Nu e mare creștere, e mică, dar e în creștere. Da. E ușor, da. A fost o scădere, acum 3-4 ani, semnificativă, dar încet a început să crească. Da. Prin crearea utilităților, prin crearea drumuri, apă, posibilitățile de așa, s-au schimbat foarte. Era satul la Verești, practic Comuna Ion Creanga e formată din două foste comuni, din Comuna Brătești și Comuna Verești. Prin 65 s-au schimbat denumirea sub pretextul că Brătești au legătură cu Brăteanu și Averești că au legătură cu generalul Avescu. Nu avem nicio legătură cu nimeni, dar așa o poate să fie și suntem singura comună din România care purtăm numele marilor scriitor, poate cel mai mare scriitor al omenirii, Ion Creanga. Dintre cei care locuiesc în comună, sunt foarte mulți plecați în străinătate, ca în toate localitățile. Practic, tot tineretul, toată lumea între 20-50 de ani activă și mai bună de treabă și cu meserii, cu calificare, cu facultate, sunt plecați. Asta e foarte adevărat. Din foarte păcate puțin. Mai mulți decât în 2017 sau 2016? Care au plecat, s-au întors acasă în vacanță și au construit ceva și s-au dus înapoi. Despre asta voiam să vă întreb. Cei care se întorc o dată pe an, vin în acel concediu și construiesc aici pe... zona comunei, au tendința să se întoarcă definitiv? Aveți semnale că, nu știu, și-ar dori poate altceva mai mult ca în străinătate? Încă nu. Încă nu au tendința să se întoarcă, totuși, nu știu. Dar nu vin cu idei de ridicare a comunei, cumva, nivelului, a standardului de viață spre cel din străinătate unde s-au obișnuit să... Vin cu idei, dar deja... Pământul, vin cu multe idei, vin în agricultură în special. Pământul deja e ocupat de firme străine și e foarte greu de scos și n-au unde să mai desfășoare activitate. Deci ca în toate comunele în care am fost, aceeași problemă, tineretul plecat, Ar fi care ar vrea să întoarcă, vin cu niște bănuți, ar vrea să investească, să facă ce au învățat acolo, ce au văzut din experiența practică, dar pământul fiind luat în arendă de societăți agricole, în special capital străin, nu mai e n-unde, n-acum. Domnii ăștia au niște juriști foarte buni, au niște contracte beton făcute și foarte, foarte greu să mai scoată oameni pământ de acolo, decât doar dacă îl vinde lor. Da. Eu iarăși o situație, nu știu cum să vă spun eu, dar ar trebui oprit cu vânzarea asta a pământului. Deci dumneavoastră militați cumva pentru păstratul terenului la nivel de proprietar? La nivel de proprietar, da. Eu toată lumea am sfătuit-o să nu-și vândă pământul, să-l lese, chiar dacă dă în arendă, să-l lese să-l în proprietate, pentru că e cea mai mare avuție
poporul ăsta român și noi dacă mai suntem pe meleagurile astea, nu știu, asta e părerea mea. Suntem datorită dragostei față de pământul ăsta, moșilor și strămoșilor noștri, datorită dragostei ăștia noi ne-am menținut așa la intersecția asta de... Poate oamenii nu au posibilitatea să-l și lucreze. Nu au mare măștă, nu mai sunt pământul, acum să nu mai vezi pe nimic cu sapă, acum nu se mai lucrează, totul se lucrează mecanizat, chimizat, însă se poate da în arendă și păstra proprietatea. Uh-huh. Și când un copil, un nepot se întoarce și are un ban, ai bună să-și facă investiții, unul să-ți dezvolte o activitate. La nivel de buget, cum stați pe 2018? S-a făcut bugetul? Bugetul s-a făcut pe 2018, spre surprinderea plăcută a noastră este mai mare ca anul trecut, cu circa 10%. Dacă anul trecut noi din fonduri proprii am avut investiții proprii de vreo 3 miliarde de lei vechi, anul ăsta avem investiții proprii undeva la 15 miliarde de lei vechi. Și va ajunge să acoperiți? Ne-am acoperit aproape toate gărurile și reușim să mergem înainte cu ceea ce ne-am propus pentru dezvoltarea comunității și intrarea undeva într-un făgaș normal, într-o asigurare, în primul rând, asigurarea utilităților. Doar asta, un primar cu speranța asta să facă, să asigure utilități, că nu poate face investiții, să asigure prea multe locuri de muncă decât corect. Au utilitățile astea. Deci, ca urmare, n-ați crescut taxele și impozitele locale? Nu, n-am crescut taxele, nu. Ne străduim să le strângem pe care le avem. Nu am crescut taxe impozit local de câțiva ani. Și nici nu aveți intenție? Nici nu avem intenție să străduim, pentru mai degrabă să fie o taxă mai potrivită și să poată încasa normal decât să avem taxe foarte mari și să nu le poți încasa. Problema cea mai mare care o avem cu taxe și impozitul, avem problema cu amenzile. Amenzile ne trebuie găsit o soluție la nivel de țară pentru a se transforma cumva în muncă în folos comunității mai ușor, pentru că astfel stau agățate undeva în calculator aici la noi și ne încurc, de exemplu, acum discutam cu cine face programul ăsta pentru impozit taxe locale, să vedem ce soluții găsim, că sunt foarte mulți oameni care vin să-și plătească impozit taxe locale pentru 2018 și nu poate să plătească pentru că orice bani introdus în calculator se duce în găurile vechi de amenzi și atunci el, decât să plătească amenda, mai degrabă renunță. Păi nu ține de decizia primarului? Nu ține de decizia primarului, da. Nu, dacă cineva are amenzi de plătit și nu le poate plăti, nu poate trage, nu știu, să merge să-l trageți de mânică, doamne, hai și ajută la primărie și să... Sunt foarte multe amenzi date în special silvici, în special unor cetățeni foarte... Cintați. Nu și cetați cu legea, dar și mai năcăjeți, cum să spunem, mai slab financiar. Au o amendă de 50 de milioane și nu și-o pot plăti niciodată. Cu siguranță, da. Clar. Niciodată. Deci nici n-ai ce lua. El are 3 copii, nu are damgar la copii și se plătea să amendă. El ce face, de fapt, este și el face parte din asistații sociale? Și fac parte și din asistații sociale. Deci, într-un fel, el avea de plătit o amendă, dar, de fapt, îl plătiți tot dumneavoastră prin asistență socială. Da. Noi nu avem asistență socială decât vreo 54 la nivel de comună, pentru că pe parcurs am tot pus la treabă și care a fost bun de treabă, decât să vin să fac treabă, la noi mereu plecat și lucrează în altă parte. Dar ăștia puțin care sunt, s-au rămas cu adevărat aia care s-au probleme, diferite probleme, și de sănătate și de... autoconducere. Pe asta vreau să vă întreb. Există cazuri sociale pe care primăria trebuie să le aibă în vedere așa prioritar? Nu știu. Avem cazuri sociale care le avem prioritar în vedere. Avem cazuri, avem câteva femei care le asigurăm și casă și masă, în limita la cât putem și cum putem. Da. Deci primăria asigură și cazare și masă. Sunt persoane care nu le... De exemplu, am avut în iarna asta o persoană, avea 58 de ani, a stat toată viața undeva prin București, a fost șofer, acum sunt bolnavit, a venit acasă cu doi copii, unul roman, unul în Creangă, nu vreau să-l primească niciunul, părinți bolnavi nu l-au putut primi și am asigurat noi și să facem leș în drum. A stat o perioadă la spital, după aia l-am luat și l-am asigurat în blocul anileu, pe momentul că am vreau să stai. Și ca să ne apropiem de final, să concluzionăm cumva, aveți probleme reale, dar de nerezolvat, pe care nu le puteți rezolva? Nu, dacă ne străduim, găsim soluții pentru fiecare. În toată activitatea asta noastră, se spune mult că nu poți face tot, dar în ceea ce faci trebuie să propui ceva, să faci mai mult decât poți, că dacă îți propui foarte puțin, faci și mai puțin decât ți-ai propus. Dacă îți propui din ce în ce mai mult cumva să faci, poate te străduiești și te apropii de...
Deci 2018 față de 2017. Este mai bun. Este mai bun. Atât la nivel de planuri, de proiecte, cât și financiar. Cât și financiar, da. Certo. Domnule primar, în cazul ăsta, noi vă urăm mult succes pentru activitatea de anul ăsta și să vă reușească. Și noi vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu alte ocazii să facem pe 20 mai sărbătoarea Comunii Ion Creanga. Am întrerupt-o câțiva ani, asta o reluăm din nou. Vrem să facem, să o sărbătorim în două părți, un simpozion în cinstea Marii Uniri, cu o prezentare tuturor evenimentelor care s-au întâmplat acum 100 de ani și a doua zi să facem un spectacol cultural-artistic cu niște artiști din Moldova noastră, din Moldova peste Prut, din Ardeal, din Oltenia, din toate regiunile țării să-i vânem. Da, deci avem, înseamnă că ne vedem atunci. Da, deja avem programul stabilit, urmează să dăm drumul la treabă. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult. Și noi vă mulțumim. Programat.